Echipa de handbal juniori 1 a CSM Ploiești a obținut calificarea matematică la turneul final cu două runde înaintea terminării meciurilor din grupă. Trupa ploieșteană s-a impus categoric la malul mării pe terenul celor de la Dobrogea Sud Constanța. Handbaliștii ploieștieni au câștigat la 11 goluri, diferență 42 la 31, în fața singurei formații care i-a învins în acest sezon. Andrei Stănescu și Gabriel Paraschiv au fost cei mai eficienți handbaliști ai CSM-ului. Primul a marcat 12 goluri, iar celălalt 8. Succesul de la Constanța le asigură băieților antrenați de Silviu Stănescu menținerea pe primul loc al clasamentului grupei valoare 1 indiferent de ultimele rezultate. Deja calificați, băieții mai au de disputat două confruntări tari în finalul acestei faze a competiției, cu echipele alături de care vor merge foarte probabil la turneul final. Duminică de la ora 14 în sala Olimpia vor juca cu LPS Suceava și peste două săptămâni, pe 21 aprilie, în deplasare cu CSM Bacău. Deși nu mai pot schimba conformația ierarhiei, disputele cu formațiile Moldovei mai au o miză. CSM Ploiești este neînvinsă în această fază și vrea să rămână la fel și după aceste ultime jocuri. În lupta finală pentru titlul național vor merge primele două locuri din fiecare grupă, plus cele mai bune două formații de pe locurile trei ale celor trei grupe. Sezonul trecut, formația ploieșteană a jucat cu titlul pe masă, obținând titlul de vicecampioană națională.